Eu cred că orice localitate trăiește prin valorile sale, prin oamenii săi. Astăzi suntem la Zaicani, raionul Rășcani. Aici unde s-a născut marele om al neamului nostru, scriitor, regizor, om de cultură, om de stat, a avut diferite funcții. Așa că acest om, deci Iacob Burghiu, a făcut atât cât pentru Moldova, dar și pentru localitatea sa. Și astăzi mă bucur că oficialitățile din sat reacționează la aceste lucruri, eu le-aș numi lucruri sfinte. Și mă bucur că aici s-a deschis Casa Cărții, unde vor fi volumele, manuscrisele lui Iacob Burghiu, unde vor fi lucrurile domniei sale aici. Și sigur că nu pot să nu menționez că el a fost un mare familist. Soția dumnealui a fost mezzo-soprano, a cântat în teatru de operă, s-a perfecționat la teatru La Scala. Și copiii lui, Aurica, Victoria și Constantin, care datorită lor s-a făcut acest lucru și mai cu seamă datorită celui mai mic, lui Constantin Burghiu, care este diplomat după profesie, jurnalist, a făcut scenariu și tot efortul pe care l-a făcut el asta spune despre aceea că el are o mare dragoste de părinți, de tată, de mamă și slava Domnului că Iacob Burghiu a putut să educe așa copiii cum sunt copiii lui. Și astăzi ne bucurăm cu toții, am venit aici să-l comemorăm pe Iacob Burghiu, să ne amintim de el, să vedem locurile unde a pășit el, pe unde a mers. Și cred că aceste locuri pentru noi vor rămâne, fiindcă eu sunt pentru prima dată în Zaicani și este o localitate foarte frumoasă. El îmi povestea mie foarte multe lucruri despre satul lui, cum a crescut el, cum erau părinții lui și a scris și nuvele în acest sens. Și astăzi eu cu mare drag am venit ca să-mi amintesc de prietenul meu, mare prieten am fost cu Iacob Burghiu și mi-amintesc întotdeauna, mai ales ultimii clipi ale lui care le-a petrecut în spital, dar el a scris până la ultima suflare, a scris și tot ce scria mă suna seara și îmi citea la telefon, uite ce am scris eu azi și mâinii continuu și așa mai departe, deci vreau să spun că a fost un om optimist. El până la urmă a crezut în tot ce este bun pe pământ, fiindcă el a avut un suflet extraordinar, un om foarte bun, de o bunătate rară. Și unde era cel mai mare conflict, acolo îl vede pe Iacob Burghiu ca să împace oamenii. El a fost așa. Și sigur că fiind viceministru al culturii pe timpul acela, când era foarte greu, el a făcut foarte multe lucruri. Nu știu dacă altcineva putea să facă acest lucru și a fost și consilier la președintele Petru Lucinski și în această perioadă el desigur că a făcut foarte mult pentru oameni, pentru artiști, pentru savanți, pentru știință, dar a făcut fiindcă așa simțea. El nu făcea pur și simplu formal. El avea cum să vă spun eu, așa, în el era chestia asta, că ca să înflorească și cultura, și știința, și agricultura, și tot, el se bucura de orice om care făcea ceva. Și el a fost foarte talentat. Iacob Burghiu este unul din cei mai talentați care a activat pe mai multe căi. Deci el a fost și scriitor, el a fost și regizor, el a fost actor, el a fost și om de stat,
Deci o personalitate cu care noi ne mândrim și cu atât mai mult localitatea lui trebuie să se mândrească și să-și amintească de valorile care sunt în acest sat. Este un lucru foarte bun și cred că acest eveniment va rămâne pentru toți în amintirea noastră, dar această casă a cărții va putea în această casă a cărții va putea intra oricare, oricine și se poate să citească din creația lui Iacob Burghiu. Eu mulțumesc autorităților încă o dată și lui Constantin Burghiu, care este o personalitate și el, care foarte mult îi seamănă și talentul și organizator bun și tot ceea ce face el se datorează părinților și a Svetlanii Burghiu, care am spus mai sus că a fost o mezzo-soprană de excepție. Ea a luat parte și în opera Alexandru Lăpușneanu, pe care am scris-o și a fost montată în teatru de operă și balet Maria Bieșu. Și cu mare drag mi-amintesc de ea și de vocea, care era o voce extra. Când cânta, păi te lua vântul, aerul pe care îl emitea. Deci o cântăreață de forță a fost. Și desigur că acolo unde este cultură în familie, acolo este tot.